mai curat. Salut! Sunt Mădălina Panchi și haideți să aflăm cine minte mai mult. Bună ziua! Cine minte, femeia sau bărbatul? Nu pot, n-am voie. Eu lucrez în poliție. Bună ziua! Cine minte, femeia sau bărbatul? Bună ziua! Cine minte, femeia sau bărbatul? Nu înțeles! Nu înțeles! Bună! Cine minte mai mult, femeia sau bărbatul? Ups! Nu știu. După părerea ta? Mă grăb. Port ghinion! Bună! Cine minte, femeia sau bărbatul? Amândoi. Tu minți? Să-ți fie rușine! Ai auzit răspunsul? A spus iubita ta, da? Da. Așa e? Da. A, nu minți de fel? Nu, nu-mi prea place să mint. Un mesaj pentru mincinoși? Să nu mai faceți asta. Ești studentă? Da. La ce? La informatică. Cine minte, femeia sau bărbatul? Amândoi. După părerea ta, cine minte mai mult? Femeia. De ce? Păi, cred că e ceva în sângele ei chestia asta. Îi place mai mult să mintă sau îi place mai mult să se joace. Interesantă. Minți mult de-a lungul vieții? Da, foarte mult. Dar nu minciuni grave. Minciuni micuțe, așa, ca să pară totul mai interesant. Care a fost ultima minciună pe care ai spus-o? Merg la facultate. Da, nu am mers, am chiulit, am mers la cafea cu fetele. Doamne, de ce ne pedepsești pe noi bărbații? Bună ziua! Cine minte mai mult, femeia sau bărbatul? Eu cred că bărbatul. De experiența dumneavoastră spuneți că bărbatul? Păi da, trebuie să-l mai mințim și mie. Femeile nu mint? Ba da. De exemplu, dacă vrei să faci sexul, până că ne-o dragă că mă doare capul. O minciună spusă la timpul ei înlocuiește 10 adevăruri. Sunteți căsătorit? Da. Păi gata, vă spun din propria experiență. Bărbatul? De ce? Nu știu de ce, ar trebui să-i întrebăm pe ei. Doamne, de ce dai umor și inteligență femeilor? La femeile nu mint? Ei, mai mințim și noi așa un pic câteodată. Ești studentă? Da, da, da. La ce? Master, anul 2, MCA. Salut, fetelor! Cine minte mai mult, femeia sau bărbatul? Femeia. Bărbatul. Bărbat. De ce? Nu. Așa trebuie? Așa trebuie. Ambii, în aceeași măsură. Bărbatul. Femeia. Bărbatul. De ce? Așa, că e mai viclean. Bărbatul. De ce? Că așa e bărbatul. Bărbatul? Cred. De ce? A, nu, cred. Ai fost mințită? Nu. Salut, fetelor! Cine minte mai mult, femeia sau bărbatul? Un mesaj pentru mincinoși? Dacă o să continuați, o să vă crească nas. Mesaj pentru mincinoși? Să nu fii prinși. Un mesaj pentru mincinoși și ca tine? Țineți-vă de treabă. Ești student? Da. La ce? La arte. Bărbatul mai mult minte. De ce? De ce? Că e prea șmecher. Cred că n-ai 7 ani de acasă, ești un vagabond și un drogat. Ești student? Da. La ce? La drept. În ce an? Întâi. Un mesaj pentru mincinoși? Pentru mincinoși? Cu cap să mincinească. Ceara-i de Românie pe ce mâine a ajuns.